Bună! Eu sunt Andrei și vreau să contribui la dezvoltarea localității noastre. Cred că împreună cu oamenii din comunitate putem identifica problemele curente și soluțiile viabile, astfel încât să îmbunătățim nivelul nostru de trai. Te întreb cum anume? Prin implicare activă și prin procesul de bugetare participativă. Îți prezint câțiva pași pe care îi vom parcurge pentru a ne atinge scopul. În primul rând, vom crea un grup de inițiativă care va reprezenta vocea tuturor localnicilor. Vom identifica o problemă importantă, o vom analiza și vom găsi soluția acesteia. De exemplu, avem un drum avariat, copiii nu au un spațiu de joacă amenajat, lipsa mobilierului comod în grădiniță, ori facturile pentru consumul de electricitate indică sume enorme. În situația când ne decidem să amenajăm un parc de distracție pentru copii, vom scrie un proiect bine desfășurat și structurat, unde vom descrie problema, soluția și bugetul necesar pentru a-l implementa. Odată scris, îl vom înainta autorităților locale spre discuție și aprobare. În următoarea etapă, proiectul nostru, alături de alte inițiative locale, va fi expus votului public. Cetățenii vor vota online sau offline în cadrul unei activități publice, iar inițiativa care va aduna cele mai multe voturi va fi implementată în localitate. Bugetul necesar pentru implementarea acesteia, oferit de către autoritățile locale, primărie sau consiliul local, poate fi insuficient pentru a acoperi în totalitate necesitățile și cheltuielile. În acest caz, echipa de inițiativă poate colecta fonduri din comunitate. Unii membri ai comunității s-ar putea implica cu brațe de muncă pentru lucrările de amenajare a parcului pentru copii în cazul dat, iar alții ar putea pregăti niște gustări pentru muncitori. Responsabilitatea noastră nu se încheie în momentul în care terenul de joacă pentru copii este gata. Împreună vom monitoriza starea spațiului respectiv pentru ca acesta să nu fie vandalizat ori lăsat de izbeliște. Asta e ceea ce vom face de acum încolo. Îmi pasă de localitatea noastră și vreau să contribui pentru dezvoltarea ei prin procesul de bugetare participativă. Dar tu?